Parchetul general a început urmărirea penală față de fostul președinte al României, Traian Băsescu, pentru spălare de bani în formă continuă în dosarul privind achiziția și vânzarea unui teren omului de afaceri Costel Cășuneanu. Pe vremea când abia devenise primarul capitalei, Traian Băsescu a cumpărat un teren în bănea sa cu suma de 1,4 miliarde de lei vechi, sumă care, potrivit procurorilor, nu poate fi justificată. În aceeași zi, Costel Cășuneanu a cumpărat un teren învecinat. În anul 2002, Traian Băsescu vinde terenul din aleia privighetorilor cumnatei lui Costel Cășuneanu cu peste 12 miliarde de lei, bani cu care a cumpărat o vilă, donată ulterior fiicei sale Ioana Băsescu. Cu președintele PMP nu a comentat acuzațiile, deoarece pentru moment nu a fost citat la parchet. Printr-o adresă a parchetului de pe lângă în alta curte de casație și justiție, am fost informat că sunt suspect pentru spălare de bani în formă continuată, legat de achiziția unui teren și a unei case în anii 2000, respectiv 2002, urmare a unei reclamații făcute de domnul Ciuvică. Pentru corecta informare, aduc la cunoștință că în același dosar, prin rezoluția din 25 iunie 2012 s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Acest dosar a fost redeschis în 2015 la solicitarea parchetului. Pentru moment nu am fost citat. Cu certitudine, imediat ce voi fi citat, mă voi prezenta în fața procurorului de caz.